Bună dimineața, mulțumesc frumos, domnule președinte. Stimate colegi, stimați colegi, declarația mea de astăzi se va axa pe o măsură a guvernării PSD, care a fost contestată și blamată de mass media și de către opoziție în mod constant și fără temei. Este vorba despre Fondul de Dezvoltare și Investiții, ce a fost înființat prin nou G114 din 2018, fond ce este gestionat de Comisia Națională de Strategie și Prognoză printr-un cont disponibil. Fondul se utilizează pentru finanțarea proiectelor de dezvoltare care cuprind investiții sau lucrări de întreținere și reparații curente ale unităților sau subdiviziunilor administrativ-teritoriale, precum și ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, în domenii prioritare cum ar fi sănătate, respectiv dispensar medical rural, centru medical de permanență, spitale județene, educație, respectiv școli, grădiniță, apă și canale, inclusiv tratarea și epurarea apelor uzate, salubrizare, infrastructură de transport și rețea de iluminat public. Alte domenii prioritare prevăzute sunt și cele privind cultura, respectiv căminele culturale, cultele, respectiv reabilitarea lăcașelor de cult. Noutatea acestui fond a reprezentat o facilitate a depunerii unor cereri pentru acordarea granturilor din fond, astfel că unitățile sau subdiviziunile administrativ-teritoriale, asociații de dezvoltare intercomunitară, respectiv unitățile depun o solicitare către Comisia Națională de Strategie și Prognoză, în care menționează următoarele: denumirea proiectului, valoarea estimată a investiției, respectarea încadrării în condițiile prevăzute la articolul 3, mențiune cu privire la solicitarea avansului de 5%. Începând cu data de 2 mai 2019, a fost deschisă sesiunea de depunere a formularelor de solicitare pentru finanțare, iar ieri, 17 septembrie 2019, au fost finanțate primele 116 proiecte din țară, ajungând la o valoare de aproximativ 2 miliarde de lei, a căror implementare urmează să înceapă în luna octombrie. Încă de la început, guvernul Dăncilă s-a angajat să susțină investițiile pentru comunitățile locale, iar faptul că Fondul de Dezvoltare și Investiții deja și-a produs primele efecte arată încă o dată că guvernarea PSD a avut întotdeauna ca principal interes bunăstarea românilor. Printre cele 116 proiecte se află și lucrări de infrastructură, drumuri locale, modernizări și reabilitări de străzi, școli și grădinițe, dar și spitale, construcția de rețea de distribuție și alimentare cu gaze naturale sau rețea de apă și canalizare. Fondul de Dezvoltare și Investiții a fost creat exclusiv cu scopul de a veni în ajutorul unităților administrativ-teritoriale pentru a putea facilita accesul la anumite fonduri, pentru a putea aduce proiecte noi, proiecte de care vor beneficia până la urmă toți oamenii. Blamarea și contestarea acestui fond nu și-au sensul, pentru că cei care sunt împotriva acestui fond sunt de fapt împotriva dezvoltării României. Sunt împotriva bunăstării a cetățenilor acestei țări. Diversitatea proiectelor aprobate în ședința de guvern de ieri arată încă o dată faptul că guvernul Dăncilă, în ciuda piedicilor create chiar de președintele României, continuă să acționeze strict în interesul oamenilor, nu în interes personal, și evitând pe cât posibil toate aceste jocuri politice create de cei din opoziție cu scopul de a discredita toate măsurile benefice luate de acest guvern. Condamn ferm astfel de atitudini împotriva acestui guvern, care a dus numai măsuri benefice pentru toți oamenii acestei țări, nefăcând nicio discriminare, deoarece pentru PSD nu există românii mei, ci există doar români. Vă mulțumesc, deputat Luminița Jivan, circumscripția electorală 11, Caraș-Severin.